Salutare tuturor, sunt Geostyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de 1 vs 1 și posibil să fie și printre ultimele videoclipuri de 1 vs 1. De ce zic asta? Ei bine, nu se uită foarte multă lume și nu sunt așa de apreciate clipurile, iar dacă vreți să postez în această serie, ziceți voi că merită, sper să strângem măcar peste 150 de like-uri, la alte serii am început să strângem lejer peste 200 de like-uri, iar la această serie nici măcar 120. Iar și eu sper să strângem cât mai multe, să văd abonații în acțiune, pentru că eu totuși mă chinuie aici să fac câte ceva. Stați mai întâi să fac un lucru. Unde e aia? Nu, boss. E o chestie. Uite aici, kit creation, mai întâi pe S5, sau mai noi e S5, nu MCSG. Și să ne facem kitul. Uite, eu vreau așa. 2 și cum dau save, pur și simplu ies de aici. Cannot edit items as digit. Și am o întrebare, cum ar trebui să ies eu de aici acum? Iar cum arunc în voi, ce se întâmplă? Iar cum arunc aici, ia. Apare, mă dă înapoi. Ok, și dacă dau spawn. Ok, să vedem dacă am mers. Jucăm unranked, dar aparent n-am mers, nu cred că merge să-ți faci tu kit-ul pentru acest SG. Hai să vedem ce pot face în acest clip. Pentru că la unranked de obicei sunt foarte mulți jucători profesioniști, tryhards și multe altele, pentru că ei vor rank mare pe acest server. Păi și sincer chiar îmi plac noile chestii de la noul update al Bad Lion-ului. Cred că mult mai fain la sistemul de rank up. Uite, o să vedeți imediat. M-a bătut, mă rog, m-a bătut, scrie așa, cu verde câștigătorul. Pe cine a bătut? Cu roșu. Câte rankuri a urcat el și câte rankuri am scăzut eu și inimile, mă rog, astea arăta și înainte. Dar nu știu, e mai clar, e mai vizibil acum. Și sincer, eu zic că este mult mai atractiv pentru player și reprezintă așa un plus pentru a fi așa în competiție, nu știu cum să spun exact, pentru a concura unii cu ceilalți. Păi ia să bar și un Golden Apple, pentru că am văzut că știi, ăsta are niște particule. Serios, ce-i greșit cu tipul ăsta? Și pune lavă singur, trăițar. Da, a fost bar și nu cred că și-a luat apă, sau nu știu dacă a vrut să-și ia sau nu. 5,5. O, 5. Hai, ne ducem ușor pe el. What, ăsta mănâncă în timp ce aleargă? Ori a fost bugor? Nu știu. Nu știu, așa am văzut că mânca în timp ce alerga. What the fuck? Știu că nici eu n-am dat bine la faza aia. Am cam prostit acolo și am ratat cam toate hiturile. 5,5. Ok, am mai mult HP decât el. Hai să mă duc să iau lava asta. Pentru că o să mă ajute. Sper. Da, amândoi încercăm să ne prindem unul altuia combo-uri, dar el a cam eșuat la această fază. Și sunt la maxim 2-3 hituri de câștigul acestei arene. 2. E foarte low tipul, dar al treilea hit l-am, un al treilea hit l-am bătut. Ok. Hai să ne mai băgăm și la SC aici, în așa parte trebuie să-mi fac eu repede inventarul și unele arene. Arenele sunt mult mai faine acum din punct de vedere al designului, dar unele sunt destul de micuțe și dacă eu mai stau să fac și inventarul, e unul de la care nu-și dă seama că unii își fac... A, e de la cu bloc hit pe atul. Trăiți ar familia, el face bloc hit. De ce, doamne, mai permis 1-7 un PvP? Că gen eu am început să-l detest în ultimul hal. Nu știu. Măcar să fie ceva gen. Să este secțiune 1-8 și 1-7. Iar pe cea de pe 1-7 să poți intri doar de pe 1-7. Da, a murit de la foc. N-ai ce să-i ceri unui copil tryhard. Pur și simplu. Dacă e ceva gen tipul, l-ai vedea în viața reală, i-ai rupe capul, l-ai desfința când îi vezi pe ăștia. Și cu block hit, și fug, și tryhard, și...
Mai bine joc așa de distracție, cum joc eu. Nu mă interesează sincer de scor și prostii de astea. Dacă ne văd pe unii halul ăsta. Mă rog, aici pe tipul ăsta l-am prins binișor. Dar n-am prea continuat binișor. Oh! Nu știu, nu credeam că o să mai bat la faza asta, cred. Eram destul, nu mai aveam foarte mult HP. Și acum, bineînțeles, o să vină și comentariile negative, ești praf la PvP, lasă-te, dar nu o să le bag în seamă. Nici nu le voi da bloc. Nici nu le voi șterge comentariu, doar îi voi lăsa să sufere în continuare pe copiii care spun acest lucru. Nu toată lumea... Dacă tu ești un jucător bun la Minecraft, asta înseamnă că ești ceva în viață. No, sincer acum, dacă ești un jucător bun la vreun joc, asta înseamnă că o să te vii cineva în viață. Nu, o să fii, nu știu, poate o să te laude lumea pe un joc. Ceea ce nu e cine știe ce. Și tipul ăsta mă cam bate, rău de tot. Grav. Hai că am avut noroc că săgeata aia n-a intrat. Bă, da, încep să-mi cam curpână, sper că nu răcesc firse acum în vacanță. Măcar dacă era în școală, stăteam acasă, așa, să fie răcit în vacanță nu e prea bine. Au, serios, a fost la limită, mi-a prins ultima săgeată, avea ceva puțin mai mult HP. Și asta s-a văzut pentru că... Cred că se ducea săgeata și săgeata mea se ducea înspre el. Și... Na. Nu, bun, hai să ne... What the fuck, mi-am dat singur cu săgeata. Hai să ne concentrăm, să facem noi arene bune. Aolo, ăsta mă cam spamează aici cu săgeți. Că voi încerca și să fac același lucru. Acum sper să-mi și iasă. Nu, cu arcul mi-am ieșit de tot din mână de când nu mai joc foarte mult Minecraft. Mi-am ieșit de tot din mână la trasul cu arcul. Înainte eram aproape orice hit nimeream. Acum, din păcate, mi-am mult ca să nimeresc un hit pe meci. Ok. Hai să vedem contra cine jucăm. Pe această mie o volantă ahenă. Aolea, am uitat să închid Steam-ul pentru că... Din nou sunt spamat pe Steam. Bă, bă, cam iaș. Bă, dar chiar așa de nu sunt cu arcul. M-a bătut. Mi-a dat să plâng aici. V-am spus, mi-am ieșit de tot din mână. Adică cred că se vede după jocul meu. Că nu mai pot să fac absolut nimic cu arcul. Dau numai pe lângă. Oricum, nu prea mă interesează foarte mult pentru că v-am spus, nu știu dacă voi mai continua această serie. Dacă nici suport nu este, dacă nici măcar suport nu am, ce rost ar avea să postez această serie, când aș putea posta alt clip din altă serie care are suport și de pe acel, din acele două clipuri mai și crești și în abonați și mai multe lucruri. Am ratat mult aici. Mă rog, i-am prins aici un hit la final. Bine, contează că în final l-am reușit să-l bat. Încă mai am rankul de YouTuber, dacă vă întrebați. Poate unii nu știați, poate unii... Da? Am aici gradul de YouTuber, șmecherii, bam bam. Hai boss. M-a avut bulan aici, că am intrat eu ca nubu. Serios. 1. 2 hituri. Ok. Vrea să-mi pună FNS pe aia tu. Pac. Na. Rect. Easy. Pana mea. Am ratat acolo. Nu știu. Am vrut să-i pun și o foc și am dat acolo. Doamne. A reușit să-mi prindă combo. N-am ce să spun. Și
Până la urmă am reușit să-i prind și un combo ombo dezastros la final și l-am distrus, l-am nimicit pe băiat. Pac, piciorul. Săgețile tale. Păi da, am picat cu tipul ăsta câteva ori. Bă, nici FNS-ul nu mai știu să-l pun. Hai că o să e mort băiat. Oh. Hai că era să mă ia la final. Poate îmi prindea și el un combo de la dezastros la final. Că singur, sigur, mai mult ca sigur îmi băgam cioacra și ar dădeam rage quit. Dom'le, hai să mai jucăm și build-ul HC. Am uitat, am jucat câteva arene aici și am uitat să mai intru și la build-ul HC. Mereu trebuie să-mi fac eu kit-ul aici. Nu am stat să-mi-l fac la kit acolo. Hai să băgăm un golden apple, să avem avantaj. Ne ucem eu pe el. YOLO, my friend. Măcar cu rodul mai știu să dau. Mai știu să-mi fac tartici de-alea să prind eu combo-uri dezastroase. Wow. Bă, aici vreo două hituri sincer nu mi s-au pus. Nu știu de ce, nu știu dacă s-a văzut sau nu exact faptul că nu mi s-au pus câteva hituri ce le-am dat în el. Știu că pe, mi se pare că pe Mindplex mi se mai bucurește sabier totodată și pur și simplu nu merge să dau în el. Hai să băgăm un măr la început. Să avem avantaj din punct de vedere al vieții. Boss. Îl încercăm să-mi pună lavă, mă. Încearcă tu mult și bine acolo. Că nu vei reuși. Exact ce am spus, nu vei reuși. Dacă încerci așa, cum ai încercat tu. A, și-a pus și ultima găleată. Și Gigi Ten chiar, foarte tare. Easy peasy, lemon squeezy, dar văd că dacă pic cu acești tipi rankuri mai micuțe, nu cresc foarte mult în rank eu. Ar trebui să pic și eu cu unii mai, de rank mai mare. Nu mai știu unde scria. Ăsta are rank 1408, am aproape 1500. Posibil să fie bun. Acum nu se știe, vom vedea. Am vrut și ceva. Ce boss, îmi arăți timp pe build-ul HC, ce pana mea. Te apucă, vrei să facem timp la 1 vs 1. Timp contra cine? Contra destinul? Contra cine? E că și pe ăsta o să-l bat. El nu are absolut niciun avantaj că merge așa. Timp contra chiar îl poate dezavantaja, că dacă dă un fail. Da, și ăsta i-am dat gești, i-am, nu, 7, mă rog. Am fost atent la viața, ai poate ajunge și noi rank 1500 în acest clip, adică e bine. Cu cât ai rank mai mare, cu atât e mai bine aici pe Badland. Ăsta are 1369. Practic ar trebui să-l bat ușor. Practic, teoretic. Hai să vedem și practic de, dacă practica seamănă cu teoria. Ia. E pe 1.7 din faptul cum se vedea că mănâncă mărul. Dar cred că va fi un easy win. Opa. Opa, hai că nu e chiar așa easy. Hai că l-am băgat acolo. Care a mai pierdut și el timp. Mm, 6.5. Hai să vedem ce facem cu tipul ăsta, că are rank mid, dar joacă decent. Păi atât trebuie să ne concentrăm cu el totuși, să facem ceva, să nu vă dezamăgesc în acest match. Și cred că mai am făcut-o, nu? Ce nubie. La faza aia chiar a fost noob tipul. Poate totuși e un jucător bun, dar n-a reușit să facă rank mare. Că și eu joc decent, dar n-am reușit să fac eu un rank foarte mare. Dar cred că îl voi bate acum. What the fuck? Știe să dea bine produl. Bă! Ce pana mea! Câtă viață mai avea tipul ăsta, for fuck's sake!
I-am dat acolo. Mă rog, nu comentez absolut nimic. Nu vreau să mai comentez din acest punct de vedere. Chiar nu vreau, că deja cresc fire albe de păr în cap, pe cuvânt. Bă, dar îmi curge nasul. E bine. Au fac. Tipul ăsta cred că are rang măricel. Sau? A, face block hit. Ce rank mare să ai. El joacă doar cu block hit pe aia tu. Cât de bun să fie. Că pana mea, când îi văd pe ăștia cu block hit, vine să plâng de multe ori. Sincer. Când îi văd că începi cu block hit toate prostiile astea, pur și simplu îmi vine să plâng. Că îmi dau seama din prima că e un jucător tryhard care o să dea tot ce poate să câștige meciul. A fost și un pic de lăguț. Hai. Te-a rămas apa asta infectă aici și m-a derutat. Adică nu că m-a derutat, m-a blocat pe mine. Mai mult decât l-a blocat pe el. Hai să pun lava aici pe 4. Hai, boss, hai. 7 inimi. Hai, boss. Hai, boss. Hai, boss, ți-am prins combo. Bombo. Uitați, exact ce v-am spus, se poate bloca. Du-te în gâtul, măti. Câtă viață mai ai, deci. No. Nu mai am, n-am ce să comentez când văd. Ăștia-s propii suferință care vezi că dau mare tryhard, se chinuie, aleargă, pamează rodul, pune apă. Nu suport genul ăsta. Îmi cer scuze dacă vă simțiți ofensați unii dintre voi dacă aveți acest stil de joc, dar eu spun doar ce nu-mi place mie. Îmi spun punctul meu de vedere. Atât tot. Ia să băgăm. Nu. Hai că l-am băgat și în foc și ar trebui să... Vă rog să-mi explicați cum tipul ăsta n-a murit. I-am prins mai multe hituri cu sabia, mai multe săgeți l-am băgat și în foc și el. No, deci... Nu înțeleg. Nu înțeleg, frate. Cum? Cum e posibil în... No, no, I'm out. Cam asta a fost acest clip din seria de 1 vs 1. Dacă vreți mai multe episoade din această serie, chiar vreau să strângem cât mai multe like-uri. Dacă nu voi mai posta această serie. Până data viitoare am fost Geostalgic, voi fi în continuare, să aveți o zi mai bună, să aveți grijă de voi. La revedere!